Bună, dragii mei, bine v-am regăsit. Sper că sunteți bine și că veți avea o zi excelentă din toate punctele de vedere. Am făcut deja predicțiile pentru această zi. Sper că le-ați văzut deja sau dacă nu, puteți să găsiți predicțiile pentru astăzi pe canalul meu de YouTube. Și astăzi voi face o nouă etalare pentru ziua de mâine, în anticipat, să vedem la ce ne putem aștepta, cum vor fi energiile zilei de miercuri 28 octombrie. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei pachete. Am pregătit pentru voi aici trei pachete de cărți de tarot cu energii puternice. Este tarotul de aur, tarotul Visconti, prima variantă, tarotul un pachet de tarot egiptean, tarotul lui Nefertiti, și un al treilea pachet de tarot care este foarte, foarte special. Este tarotul egiptean, acesta are o energie foarte, foarte puternică. De fapt, fiecare pachet de tarot are energie proprie. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pachetele de tarot pentru a vă face predicțiile pentru ziua de miercuri 28 octombrie. Așadar, primul pachet este pachetul de aur, pachetul Visconti. Al doilea pachet este pachetul lui Nefertiti, acesta în culoare negru, cu ochiul lui Horus pe el. Și aici este pachetul egiptean, acest pachet maroniu cu scarabeul, da, care și acesta poartă noroc. Da? Așadar, alegeți-vă voi varianta cu care rezonați și să vedem ce se poate, ce pot să vă spun pentru ziua de miercuri 28 octombrie, în funcție de pachetul ales, care vor fi energiile zilei pentru voi. Va fi o etalare generală pentru fiecare plan important al vieții, profesie, relații, câștiguri, sănătate. Așadar, să vedem care vor fi energiile zilei de miercuri 28 octombrie. La voi se întorc deja. Poate o revedere cu cineva drag, cu familia, poate o împăcare, sau asta este energia pe care voi o așteptați. A împăcării, a revederii, a succesului, a dragostei împărtășite, a prieteniei, a păcii. Da, este o energie a dragostei, sub toate formele sale, bineînțeles că dragostea are multe forme. Și aici mi-a ieșit cifra 6, pentru voi poate avea o importanță, ora 6, cifra 6. Văd aici 6 de bute cu 6 de monede, ceea ce îmi spune că totuși voi aveți niște rivalități, poate, niște conflicte, poate și legate de niște lucruri din trecut, legate de bani, legate de datorii, de niște relații, de vești, așteptați vești. Așteptați revederi cu cineva din trecut sau să vă vină niște bani din trecut, poate, sau persoane care au să vă dea bani din trecut. Să vedem ce se întâmplă. Am să scot și o carte în plus, să vedem așa energia generală a zilei. Profesional aici, voi aveți, sunteți într-o competiție, într-o rivalitate sau aveți o dezamăgire, poate, unii dintre voi. Profesional, aici aveți o dezamăgire, aveți o chestiune care ține poate și de felul vostru în care ați gândit, în care v-ați bazat pe alții. Mâine trebuie să încercați să nu luați prea personal anumite situații. E posibil să fiți dezamăgiți. Încercați să vă bazați mai mult pe forțele proprii. Este foarte posibil să nu se respecte niște promisiuni sau s-ar putea să fiți dați la o parte din cauza unei rivalități. Există o stare de conflictuală într-un fel. Așadar,
marți, miercuri. Așadar, fiți prudenți, încercați să nu intrați în conflict, pentru că mi-a ieșit traiul de spade și mi-a ieșit și în poziție răsturnată, ceea ce îmi spune că există niște dificultăți, există niște rivalități, există niște o stare de conflict sau o stare de confuzie, de neliniște, pe care o puteți depăși dacă veți fi calm, vă păstrați calmul, vă folosiți inteligența, rațiunea, da? Și să vă bazați pe forțele proprii și nu pe alții, să încercați să vă descurcați, să nu mai așteptați de la alții să rezolve problemele pentru voi, da? Dar încercați să nu intrați în conflicte, pentru că se pare că miercuri este o zi oarecum mai conflictuală, provocatoare, stresantă, da? Și care vă poate aduce decepții. Da? Încercați să fiți prevăzători. Pentru relații, în schimb, aici văd temperanța, ceea ce îmi spune că calmul, armonia, dragostea poate să se instaureze mâine în relațiile cu ceilalți cu care voi interacționați. Va trebui și voi, într-adevăr, să decantați poate relațiile, da? Să încercați să vă decantați emoțiile, să încercați să vă faceți o curățenie, să zic așa, în relații, da? Să stați mai mult în preajma persoanelor care sunt calme, liniștite, care vă aduc calm, liniște, armonie și pace în viața voastră. Evitați așadar relațiile agitate, stresante, dramele din vieți care le pot face alții în viața voastră sau da, încercați să vă păstrați calmul. Temperanța îmi spune că puteți cunoaște pe cineva cu care să fiți în armonie dacă sunteți singuri. Dacă voi vă păstrați calmul și sunteți într-o stare de echilibru, de pace și liniște, puteți atrage această situație care să vă aducă și vouă pace și liniște printr-o altă cunoștință care să fie pe aceeași lungime de undă cu voi. Sau încercați să stați să vă retrageți, să meditați, să vă ocupați mai mult de sănătate, mai mult de a vă odihni, da? A vă ocupa de hobby-urile, de pasiunile voastre care vă dau pace, liniște și calm. Din punctul de vedere al banilor, aici mi-a ieșit 9 de monede, ceea ce îmi spune că pentru voi mâine va fi o zi foarte reușită din punct de vedere financiar. Poate vă simți în siguranță, veți proteja veniturile, bunurile sau aveți veniturile puse la sigur, economii sau asigurări pentru bunurile voastre sau vă veți ocupa în acest sens mâine. Este o zi a bunăstării, a siguranței de sine, a satisfacției, a unor dorințe împlinite din punct de vedere financiar. Vă simțiți în siguranță. Și la sănătate aici eu văd că aveți o carte a vindecării, cele de spade, care după multe suferințe și durere, poate ați trecut prin niște suferințe, poate ați trecut printr-o intervenție chirurgicală sau prin dezamăgiri, decepții, dar mâine este o zi în care dacă iertați, puteți să depășiți lucrurile, să mergeți mai departe, puteți să obțineți mai multă pace și liniște, aveți șansa să o luați de la capăt, să vă regenerați sănătatea, da? Aveți șansa să vă refaceți. Trebuie să fiți totuși atenți că puteți să fiți și dezamăgiți, poate va trebui să vă bazați pe prieteni, să vă bazați sau să aveți încredere în, dacă sunteți în... într-o stare de suferință, să cereți ajutorul sau dacă sănătatea, ceva legat de sănătate nu funcționează, este bine să vă controlați, să faceți niște analize, dar este o zi în care energia începe să vă vindecați, începe să vă regenerați, da? Deci aveți deja ce a fost mai rău, să spunem că a trecut, aș putea să spun, din acest punct de vedere. Și ar trebui să profitați de această zi și să practicați iertarea a voastră, cât și a celorlalți, ca să puteți să vă regenerați, pentru că energia iertării este foarte puternică. Să nu mai purtați ranchiură, resentimente poate, pentru că poate voi aveți probleme de sănătate din cauza unor resentimente, a unor frustrări,
a unor lucruri care nu le puteți uita din trecutul vostru, legat de persoane sau de situații prin care ați trecut și care v-au marcat într-un fel sau altul și acest lucru v-a adus și probleme de sănătate. Iar aici, la surpriză pentru voi, energia generală a zilei este energia unui tânăr care vă întinde ceva, poate să dorească să vă cunoască sau dorește să vă ofere o dragoste. Este o persoană tânără care își dorește poate să vă puteți primi niște vești sau o noutate, o propunere poate sentimentală sau cineva care vă mărturisește ceva. Da, veți comunica poate cu cineva, cu o persoană mai tânără, poate să fie un copil, apar vești, apar noutăți, poate. Pentru unii poate chiar nașterea unui copil, de aici vine și această carte a regenerării, da, dați nașterea unui copil, poate și acest lucru și treceți prin niște dureri care, de fapt, vă duc la regenerarea organismului, și la, fericire în viața voastră. Ia să vedem de ce aveți această suferință. Această suferință la voi este poate și din cauza emoțiilor voastre, da? Deci aveți niște emoții care nu le controlați cum trebuie. Aveți poate o idee fixă legată de o anumită situație la servici, așadar trebuie să fiți prudenți. Poate vă imaginați anumite lucruri și v-ați imaginat niște lucruri și mâine veți fi dezamăgit sau încercați, adică să nu vă imaginați lucruri care nu sunt, pentru că veți fi poate criticați, poate și acest lucru. Să încercați să nu aveți idei fixe, să nu faceți, să nu riscați sau să nu intrați în polemici pentru că aveți voi o idee fixă sau o părere formată într-un. Încercați să fiți mai flexibili, poate, ca să te bășiți, să nu fantasticați, da? Pentru că vă puteți fi dezamăgiți. Și să vedem relaționarea, exact ce am spus și care se și grăbea către voi, zece de cupe, de mâine puteți avea un mare succes, o mare reușită. Orică veți cunoaște pe cineva cu care voi puteți avea o relație de dragoste extraordinară, orică veți face parte dintr-un colectiv în care acolo vă veți putea împăca, veți putea trece după o situație conflictuală să vină și împăcarea sau după vă puteți revedea cu familia, cu prietenii, să intrați într-un grup nou de prieteni, de să faceți noi cunoștințe, să intrați într-o familie care să vă ajute, să vă aducă pacea și liniștea, siguranța. Și banii. Banii, sigur că da, banii vin la voi, cu toate că există poate și o competiție, poate și o rivalitate, poate mai sunt și alte persoane care vor același lucru, dar se pare că voi aveți bucățica voastră sigură, pusă deoparte, nu poate să vă afecteze, sau poate că veți avea niște examene de trecut la care voi îl veți lua și veți câștiga postul pe care îl vreți și care să vă aducă niște venituri sigure. Poate și acest lucru. Deci îmi apare că aveți succes și sănătatea. Sănătatea, sigur, aici ține de și felul în care priviți voi lucrurile, felul în care vă comportați voi. Am zis că depinde foarte, foarte mult și de felul în care voi sunteți cu resentimente sau atenție să nu aveți sentimente de invidie, de gelozie. Încercați să vă eliminați, că aveți această zi a iertării, a purificării, a împăcării, a acordului, pentru că voi aveți o zi de succes, o zi în care veți fi felicitați. Am spus, poate dați naștere unui copil, unii dintre voi și acest lucru, sau poate că aveți un eveniment în familie și de aici vine și energia vindecării, a iertării, împăcării cu cei cu care poate nu vă înțelegeați tocmai bine din familie. Sigur că da, pentru că aici aveți regina de cupe cu acest tânăr, deci e posibil să deveniți mamă, poate sau soție, faceți cunoștință cu o nouă persoană care să vă facă să deveniți mamă, soție sau în viitor, sau pur și simplu aveți aici energia unor persoane generoase, frumoase, blânde, care vă pot ajuta la vindecare, vă pot ajuta în educația copiilor, vă pot ajuta în chiar aici, această femeie poate să fie și o femeie care se ocupă de ezoterism. Cam asta e ce văd aici la voi pentru această zi de miercuri, așadar este o zi frumoasă, o zi reușită și haideți să vedem și la varianta a doua cu tarotul.
cu tarotul lui Nefertiti. Stați așa că am amestecat niște cărți aici, nu a ieșit. Ok. Da. Așadar, haideți să vedem cum va fi ziua de miercuri, 28 octombrie. Ce energii sunt, deci pentru cei care v-ați ales pachetul de tarot al lui Nefertiti, care are o energie foarte, foarte puternică a cunoașterii, pentru că are și ochiul lui Horus, care vorbește de divinitate, de înțelepciunea universului, de cunoașterea profunzime. Să vedem așadar ce revelații, ce reușite veți avea voi mâine, ce noutăți apar pentru voi. Voi aveți mâine poate o zi de succes în care puteți să obțineți niște laude, niște rezultate, chiar dacă poate, uite aici, poate vi se face dreptate într-o situație și vă vin onorurile de, pe care le meritați pentru felul în care ați lupta pentru dreptate, pentru a rezolva niște situații într-un mod corect și cinstit sau posibil pentru reușitele voastre, pentru victoria voastră, pentru câștigurile voastre, să fiți totuși invidiați de cineva. Apare o oarecare stare de agresivitate, poate pentru unii. E cineva care poate trebuie să evitați certurile, discuțiile, provocările, criticile, să nu fiți voi prea critici, prea ambițioși sau să nu vă lăsați provocați de astfel de persoane, că în rest pare o zi reușită, sigur că da. Aveți o zi în care bani, aici mulți bani, din bani aflați secrete, aveți revelații, sigur că da. Energia feminină joacă un rol important pentru voi mâine, a cunoașterii, a vindecării, a inteligenței, a libertății, văd aici. Femeile joacă și un rol deosebit, mamele, bunicile, soțiile, fiicele. Aveți aici, prin punct de vedere profesional, aveți aici a șaptele de monede, ceea ce îmi vorbește că veți avea câștiguri, reușită, succes, poate și prin colaborări și prin ajutorul profesional, cineva vă poate ajuta, cineva vă poate sprijini. Puteți să avea un nou serviciu, o propunere sau beneficii cu colegii, cu șefii. Puteți primi rezultatele unui muncii voastre, să spunem așa, vi se recunosc meritele sau un proiect al vostru dă rezultate foarte bune, da? Deci aveți o afacere bună sau veți face niște schimburi avantajoase de din punct de vedere profesional, spre exemplu, schimb de experiență. Învățați niște lucruri noi care vă pot aduce beneficii și văd aici și la relații energia tot a monedelor, ceea ce îmi spune că veți fi mai serioși, veți avea de-a face cu persoane serioase, muncitoare, persoane care își doresc să-și demonstreze calitățile, să-și demonstreze talentele, să-și demonstreze virtuțile. Și voi la rândul vostru și împreună posibil să vă întâlniți cu cei cu care voi sunteți din aceleași categorie, să zic așa, sau familie, aceeași profesie și să împreună să puneți, să faceți o colaborare bună sau pe cont propriu, chiar unii mai mulți, chiar pe cont propriu veți reuși, poate chiar în singurătate veți reuși să vă ocupați de hobby-urile, de talentele voastre, să vi le puneți în evidență. Și aici la banii mi apare papesa, ceea ce îmi spune că trebuie să aveți răbdare și înțelepciune, să nu forțați lucrurile, că banii vin. Multe dintre voi, ca femei, poate, veți câștiga banii, poate și prin educând, ocupându-vă de educația celorlalți, a copiilor, ocupându-vă de copii sau prin studiile care le aveți voi, punându-vă în valoare cunoștințele voastre, aptitudinile voastre, unele poate chiar aveți o bună intuiție, vă ocupați chiar și de ezoterism, vă inițiați în ezoterism sau investiți în acest domeniu pentru a cunoaște mai multe lucruri, afla mai multe lucruri. Și la sănătate aici văd 8 de cupe, ceea ce îmi spune că poate că voi aveți o durere, o suferință, pentru că vreți neapărat să obțineți ceva, vreți neapărat să vă, să,
aveți un succes, dar nu aveți curajul, poate. Sunteți, vă e teamă să nu greșiți, încercați să încercați voi să găsiți să găsiți calea cea mai adevărată, cea mai corectă aici la sănătate. Îmi pare că voi poate vă unii dintre voi poate vă și complaceți într-o situație, vă resemnați, poate vă resemnați și ziceți, mai nu mai pot să fac nimic, nu mai există soluții, sau, dar nu este așa, trebuie să încercați să gândiți mai pozitiv pentru că nu, soluții sunt întotdeauna, indiferent pentru că e vorba de vârstă, că e vorba de o problemă de sănătate, deci aici trebuie să încercați să gândiți mai optimism, mai optimist, mai optimist, să nu vă fie teamă, să nu vă resemnați. Și aici, la surpriză, mi-apare această femeie, împărăteasa, care îmi spune că puteți avea o întâlnire importantă cu o femeie sau condiția voastră de femeie va fi foarte importantă mâine. Poate vă veți dori mai multă libertate, vă veți pune mai mult în valoare calitățile de mamă, de soție, de inteligența, veți dori să fiți mai, să conduceți, să fiți mai liberă, poate chiar și să începeți o afacere pe cont propriu sau vă veți ocupa de educația copiilor, poate chiar rămâneți însărcinată. Deci energia femeilor joacă mâine un rol important. Ia să vedem aici la profesie cu acest succes. Sigur că da, deci aveți succes mâine, vi se recunosc meritele, talentele, nu știu, ideile voastre. Voi aveți avea vreo idee care mâine o puneți în practică și are succes sau un proiect al vostru îl duceți până la capăt. În orice caz veți avea succes mâine profesional sau să obțineți locul de muncă datorită talentelor, experienței voastre, da? Deci apar aici reușite, colaborări reușite și relațiile. Relația aici contează foarte mult un rece, deci voi poate veți face cunoștință cu un bărbat serios, o persoană cu multe talente, poate chiar un om de afaceri, sau voi veți fi un astfel de bărbat serios care veți vă demonstrați calitățile voastre, seriozitatea, munciți pe cont propriu sau veți investi mai mult într-o relație, vă ocupați mai mult mai serios de o relație. Da, deci aici îmi pare că un bărbat joacă un rol important. Și la bani aici contează foarte mult să vă mențineți într-un echilibru, să încercați să evitați excesele, să nu vă grăbiți, să nu forțați lucrurile. Aveți ocazia să vă echilibrați bugetul, aveți ocazia să vă regenerați bugetul, să zic așa. Sănătatea. Sănătatea contează foarte mult felul în care gândiți voi, da? Deci aici îmi pare că trebuie să fiți o persoană care să aveți mai mult curaj, dar încercați să nu gândiți nebunește, să nu aveți idei nebunești, să nu încercați să vă țineți într-un echilibru din punct de vedere al emoțiilor, da? Deci pentru că trebuie să vă țineți sub control emoțiile, pentru că pare că unele dintre voi, ca femei, poate vă imaginați lucruri sau atenție că aveți niște, organismul vă dă niște semnale, da? Deci va trebui poate să fiți atenți la semnalele pe care vi le dă organismul, să faceți analize. Poate unele dintre voi rămâneți însărcinate, da? Și poate că acestea sunt semnele. Pentru aici la femeia aceasta cu brunetă, atenție că e vorba despre, poate, e vorba de un blocaj, poate că ori această femeie încearcă să vă blocheze, ori voi ca femei vă inhibați, vă resemnați că sunteți femei și că nu puteți face prea mult, spre exemplu, sau că cuvântul femei nu are o valoare, sau etc. Deci încercați să, în orice caz, să nu faceți sacrificii inutile, încercați să aveți răbdare și înțelepciune, să nu forțați lucrurile, că e posibil să nu vi se împărtășească sentimentele. Ori o femeie nu vă împărtășește sentimentele, ori persoana iubită. Deci voi ca femeie, dacă vă doriți ceva anume de la o anumită persoană, e posibil ca aceasta să nu împărtășească cu voi sentimentele. Dar aveți răbdare că lucrurile se vor reface atâta timpul potrivit. Cam asta e ce văd și la a doua variantă. Și haideți să vedem și la a treia variantă cu tarotul egiptean, care, așa cum am spus, are și acestea o energie foarte, foarte puternică. Este un pachet mai special. Și haideți să vedem ce se întâmplă pentru ziua de miercuri, 28 octombrie, așadar, care sunt, n-a voi s-a și grăbit soarele. Deci, profesional, veți avea succes. Sunteți în culmea gloriei, să zic așa. Totuși, aici, fiți prudenți că există o concurență, există, pot să apară și conflicte, pot să apară și neplăceri la nivel de societate sau la nivel individual, la
Deci poate să apară o situație neplăcută, un faliment, o ceartă, un scandal, o vreme proastă sau pe neașteptate ceva care să vă dea peste cap, vești poate mai puțin plăcute, dar nu de speriat, pentru că aveți soarele și atunci soarele va face lumină în foarte în toate situațiile. Deci chiar dacă iese, cum se spune, iese adevărul la iveală, binele se separă de rău și așa mai departe. Sunt niște revelații. Profesional veți avea niște revelații, veți avea un succes, veți obține postul pe care vi-l doriți sau veți fi răsplătiți la locul de muncă. Vi se recunosc meritele. Unii dintre voi poate chiar veți înainta într-o funcție, veți fi promovați. Da, deci veți avea succes. Da, unii poate mai multă, mai bună colaborare cu cineva sau mai mult optimism legat de profesie, de muncă, de studii. Da, deci este o zi a succesului din punct de vedere profesional și relațional. Aici îmi pare că trebuie să fiți prudenți cu anturajul. Unii poate veți dori să stați mai singuri, să vă retrageți, să meditați, să reflectați. E posibil ca o relație să fie mai mult la nivel spiritual decât emoțional. Este necesar poate să vă luați o pauză de reflecție într-o relație sau poate unii sunteți chiar singuri. Faceți o călătorie spirituală mâine. Încercați să vă regăsiți pe voi, să înțelegeți ce trebuie să schimbați la voi sau ce trebuie să faceți mai departe. Puteți avea de-a face și cu o persoană singuratică mâine. Din punct de vedere al banilor, aici văd un tânăr, o persoană care vă pot veni niște vești mâine, niște noutăți, niște propuneri poate, o colaborare, cineva care dorește să vă cunoască sau chiar veți poate primiți un dar sau veți ocupa de studii, veți dori să mai studiați, să mai învățați, să mai investiți în acest domeniu. Iar ca și sănătate, și aici îmi apare o carte de monede care îmi vorbește despre studii și aici, deci îmi pare că e posibil ca mâine să vă angajați mai serios, să vă informați despre sănătate, să studiați în acest domeniu, să faceți niște analize, da? Încercați să aprofundați mai mult în acest domeniu al sănătății, să fiți mai serioși în a vă ocupa de sănătate. Apar vești noutăți și aici, poate pentru unii, poate chiar și nașterea unui copil. Iar aici, la surpriză pentru voi, este un bărbat, regele de cupe, ceea ce îmi vorbește că puteți cunoaște un bărbat sau avea de-a face cu un bărbat care este tată de familie, soț. E o persoană generoasă, o persoană, dar poate care are și niște slăbiciuni. Da, orică are niște vicii, orică este mai sensibil, mai visător, poate și acest lucru. Sigur că da, voi la profesie aici aveți energia soarelui și a marelui și a împăratului, ceea ce îmi spune că veți avea de-a face cu persoane importante, poate din înalta societate sau cu instituțiile statului care vă pot aduce succes, vă poate face dreptate, pot interveni pentru voi sau voi ca bărbat ajungeți într-o funcție de conducere, vă sunt recunoscute meritele, ajungeți într-un succes, într-o afacere, în ceva. Deci aveți o zi foarte reușită, fie prin intermediul unui bărbat, fie voi, sau în instituția statului, fie voi ca bărbat. Această singurătate este poate și din cauza unei rivalități. Unii dintre voi poate chiar aveți parte de niște rivalități și poate veți dori să stați mai mult singuri sau sunteți singuri din cauza că aveți rivali. Poate și acest lucru, în orice caz nu vă grăbiți, nu forțați lucrurile, alegeți-vă cu grijă anturajul. Din punct de vedere al banilor, aici voi puteți avea succes, dar trebuie să vă faceți poate o clarificare, să vă luați măsuri de precauție și pentru viitor. Există o competiție, o concurență, am zis deja, și atunci trebuie să fiți prevăzător, da? Deci încercați să vă luați toate măsurile de precauție necesare pentru a nu vă prinde, descoperiți viitorul, ca să zic așa, pentru că este o zi de succes, da? Cu toate că poate unii dintre voi sunteți într-o stare de dubii sau de tristețe, cine poate vă întristează vreun tânăr, e posibil ca un tânăr să vă întristeze, sunteți triști poate din cauza unui copil sau a unei situații noi, dar apar vești, să știți, apar vești, poate că aveți nevoie și de să fiți stimulați, aveți nevoie să vă de un impuls, ca să, pentru că câștigurile la voi țin foarte mult și de motivație. Poate că va trebui să vă găsiți o motivație.
Și din punctul de vedere al sănătății, va ieși aici temperanța, ceea ce îmi spune că este clar că vă veți echilibra. Apar noutăți, apar orică noi cunoștințe, orică situații noi care vă dau succesul pe care îl aveți, poate profesional, acest lucru vă dă o stare de bine, de pace, vă găsiți pacea, echilibru sau rezultatele care vă vin pentru analize, pentru acestea vă dau o stare de pace și de liniște. În orice caz, vi se cere ca mâine să vă păstrați echilibru, pacea și liniștea, să vă retrageți poate în singurătate, să meditați, să vă odihniți mai mult. Și acest rege de cupe care e ca surpriză, ei, acest bărbat poate să fie o persoană, am zis, să vă dezamăgească, pentru că are niște vicii, poate, e nesigur pe sine, pe emoțiile sale, fie e o nouă cunoștință, fie că e acest bărbat, poate că vine. Trebuie să fiți atenți că poate să fie o persoană care e înșelătoare, orică mai are pe cineva, că am zis că pare un tată de familie. Deci să nu vă faceți iluzii, poate referitor la un bărbat. Trebuie să încercați, pentru că există o rivalitate, deci posibil să mai aibă pe cineva, așadar atenție să nu intrați în vreo înșelătorie cu un bărbat, totuși, da, din punct de vedere, e pe surpriză acest bărbat. Am să mai extrag o carte să vedem de ce această înșelătorie. Da, emoțional. Aici, sau poate că voi vă faceți iluzii sau nu aveți încredere sau nu aveți, vă complaceți într-o anumită situație, ca să zic așa, cu cineva sau referitor la faptul că nu luptați pentru acest bărbat. Poate și acest lucru să fie, cu toate că acest bărbat are și el niște vicii. Mai e o persoană care poate, într-adevăr, e generoasă, iubitoare, dar nu rezistă poate tentațiilor. Fie pentru alte relații, când îi se fac ochi dulci, spre exemplu, când este curtat, când este într-un centru atenției, fie poate că pentru niște anumite vicii care le are, spre exemplu, alcool sau altceva. Pentru că aici pare că există o suferință, o dezamăgire și o complacere într-un fel sau altul, da? Așadar, cam acestea sunt predicțiile pentru ziua de miercuri, 28 octombrie, așadar, așa cum le-am văzut în cărțile de tarot. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că vă veți regăsi pe parcursul zilei de miercuri și că vă vor aduce mult succes pe toate planurile. Acum că și știți la ce să vă așteptați, puteți evita neplăcerile și să folosiți energiile în favoarea voastră. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!